Înainte de a începe astăzi, o să luăm câteva întrebări. Nu avem timp, nu avem decât 15 minute reale, nu sunt minute profetice, așa că nu avem timp să ne ocupăm de toate întrebările, o să începem câteva. Am zis că întâi avem o sesiune scurtă de întrebări și răspunsuri și apoi avem mesajul. Vreau să vă spun că dacă avem numai câteva întrebări, este pentru că dumneavoastră ați trimis numai câteva. Așa că vroiați mai multe, trimiteați mai multe. Iar noi aici, cu inimă bună, răspundeam numai la câteva. Și așa. Cineva întreabă aici, spune că Ellen White zice că împlinirea făgăduințelor este prin credință și întrebarea este, care este o cale sănătoasă, echilibrată, prin care făgăduințele să fie aplicate la situații concrete, cum ar fi vindecarea bolnavilor, crize familiare, crize financiare și așa mai departe, încât să nu se ajungă la încumetare și să urmărim totuși planul lui Dumnezeu. E o întrebare bună, este un lucru greu de a înțelege echilibru între credință și încumetare. Fraților, este un lucru pe care noi foarte puțin îl înțelegem și care nu ne place, subiectul ăsta nu este plăcut. S-ar putea să nu fiți de acord cu mine și e ok, nu trebuie să fim de acord. Trebuie să ne iubim unii pe alții, nu să fim de acord unii cu alții, nu? Eu așa am învățat. Să ne iubim unii, trebuie să fim toți de acord. În lucrurile mici, spune Pavel, în care ne deosebim, să învățăm să ne acceptăm unii pe alții. Vreau să vă spun că dacă vă uitați atenți în Biblie, din nou, nu trebuie să fiți de acord cu mine, poate greșesc. Iisus nu prea a făcut minuni să ajute oamenii, ci a făcut minuni să înainteze lucrarea de mântuire, să aducă salvarea. Iisus nu a venit să aducă viața asta, ci să ne dea viața veșnică. Iisus nu a venit să ne aducă confort în viața asta, ci suferință. Zice așa, dacă ei m-au persecutat pe mine, cu atât mai mult vă vor persecuta pe voi. Spune, n-am venit să aduc pace. Chiar dacă zice, vă dau pacea mea, se referă la o pace sufletească. În cele mai multe ocazii, noi ne ducem la Dumnezeu și zicem, Doamne, vindecă-mă. Nu e nimic greșit să cerem vindecare sau să cerem ajutor cu un serviciu sau cu o situație financiară sau o situație de familie. Nu e nimic greșit. Biblia spune că aruncați toate, cum zice, îngrijorările, toate poverile asupra lui. Dar cuvântul de acolo de a arunca, din nou se traduce printr-un cuvânt care înseamnă să arunci departe, cu putere, așa încât să nu poți să iei înapoi. Noi ne ducem la rugăciune, prezentăm problemele noastre și după ce le arătăm Domnului, Doamne, uite asta și asta și asta, le luăm înapoi, le punem pe umeri și continuăm să le cărăm. Arunca, ai da lui poverile tale, înseamnă că îi le predai, spui, Doamne, astea sunt ale tale, și apoi ai încredere că Dumnezeu, în modul lui, în înțelepciunea, în timpul lui, va lucra și nu te mai îngrijorezi. E ca și cum te duci la doctor, spui, Doamne, mă doare stomacul. Doctorul zice, uite, asta e pentru tine? Și tu o iei și o bagi în buzunar și apoi te duci mai departe cu durere de stomac, că n-ai încredere că pastila merge și nu iei pastila. Săptămâna viitoare te duci iar la doctor. Băi, mă doare stomacul. Băi, lua pastila. Na, pe aia nu o iau. Cam așa ceva. Când te duci la Dumnezeu, trebuie să te duci prin credință, pentru că fără credință e cu neputință. Prin credință. Noi nu înțelegem ce înseamnă credința. Credința nu este un simțământ, o emoție, mă simt așa de bine. Nu este o emoție, nu este un high, cum se zice în engleză, că atunci când iei droguri și te simți așa că plutești, ce credință am, frate. Credința nu este o emoție. Ellen White spune foarte clar, credința este o alegere mentală. E o alegere la nivelul creierului în care spui, nu înțeleg, nu merit, nu pot, dar cred că Dumnezeu mă iubește, că are putere, că are înțelepciune, și aleg să mă încred în el. Cum, când, el știe. Aleg să mă... Ce-ar fi fost ca Iosif să n-aibă credință? Vai de mine! L-au pus, în traducerea din ebraică, spune că i-au pus un calăr în jurul gâtului. O brățară de fier. Așa se traduce. I-au pus o brățară de fier în jurul gâtului. De asemenea, în Psalmul 104 sau 105, spune la fel. I-au pus un cerc de fier în jurul gâtului și l-au tras cu lanțuri în urma cămilelor până în Egipt. Din cel mai răsfățat copil în familie a ajuns să fie tras cu lanțuri. Ce ați face în locul lui? Puneți-vă în situația lui. După aceea, la casa lui Potifar, deși este sclav, un lucru care nu-i prea ușor, e pus în pușcărie unde de obicei nu mai ieșai, nevinovat.
Ce-ar fi făcut Iosif? Vai de mine, m-am rugat și nu m-a ascultat Domnul. Doamne, de ce nu răspund, Doamne, că m-am rugat și am poștit de 3 zile și 3 nopți. Doamne, ce mă fac? Ce-ar fi făcut Iosif dacă n-ar fi zis toate lucrurile, câte multe? Câte lucruri? Ce înseamnă toate? Păi vă spun eu că am tradus cuvântul din greacă. Știți cum se traduce toate din greacă? Vă spun eu, toate. Exact așa se traduce. Toate se traduce toate, nu jumate. Toate lucrurile lucrează împreună pentru binele celor care... Iosif a zis, măi, eu nu înțeleg ce se întâmplă în viața mea, trec prin suferință, mi-am pierdut sănătatea, mi-am pierdut... Dar Dumnezeu este în control. Adică te duci la Dumnezeu și spui, Doamne, dă-mi răbdare. Te rog frumos, Doamne, nu știu ce să mă fac, uite, îmi pierd răbdarea. Și după aceea te supără șeful la servici. Zici, Doamne, rezolv problema cu șeful. Și Dumnezeu zice, mă, nu mi-ai cerut răbdare. De ce mi-ai cerut răbdare dacă vrei să rezolvi problema? Cum poți tu să ai răbdare când nu te supără nimeni? Trebuie să te supere toată lumea ca să înveți răbdare. Doamne, dă-mi credință. Și Dumnezeu te face că îți pierzi serviciu. Și Doamne, te rog, dă-mi serviciu. Păi n-ai zis tu că vrei credință. Cum poți tu să dezvolți credința dacă toate merg bine? Credința se dezvoltă când lucrurile merg rău și ești nevoit să spui încrederea în El, deși nu înțelegi. Pentru că credința e atunci când nu înțelegi, nu vezi, n-ai nicio dovadă și totuși alegi să crezi că Dumnezeu va purta de grijă. Nu? Pentru că noi dezvoltăm, caracterul nostru se dezvoltă prin foc, prin greutăți. Nu ai toate bune pe covor de flori, toată viața perfectă. Într-un cuvânt, noi discutăm de credință, dar cum dăm de cel mai mic necaz cum credința noastră e zdruncinată? Credința e când, nu când te uiți la necazuri, ci credința e când hotărăști să spui ochii pe Hristos. Înapoi la Iosif, în pușcărie spune că au văzut toți că Duhul lui Dumnezeu, v-am amintit versetul, era în el. Ce înseamnă asta? În circumstanțele cele mai rele, cele mai nefavorabile, în pușcărie, pe viață probabil, omul ăla zicea, Doamne, mă încred în Tine. Și pentru că a ales să aibă încredere în Dumnezeu și să accepte soarta pe care Dumnezeu a îngăduit-o, amintiți-vă, Dumnezeu nu e în vacanță, Dumnezeu nu e în concediu, Dumnezeu nu doarme, Dumnezeu știe tot, știe sau nu știe? Da sau nu, fraților? Dumnezeu știe tot, vede tot și Dumnezeu are puterea să rezolve. Zice un cuvânt, fii liniștită. Gata, s-a terminat cu furtuna. Dumnezeu zice, lăsați-l în pace și toată lumea te lasă în pace. Dacă Dumnezeu a îngăduit să treci prin necazul ăsta, e foarte greu de înțeles. Dar dacă Dumnezeu zice așa, cine sunt eu, fraților, să zic altfel? Pentru că, zic că frate, trebuie credință să vezi o minune. Nu, frate, trebuie o credință să nu vezi o minune. Nu știu dacă m-ați înțeles ce vreau să spun. Trebuie credință mult mai mare să nu vezi ajutorul și totuși să rămâi tare. Să fii în pușcărie și totuși să continui să crezi. Să fii luat rob ca Daniel, să fii făcut eunuc, vă dați seama, în tinerețe, și apoi să mergi prin pustia aia, nu știu cât, așa, după operația respectivă de a fi făcut eunuc, să mergi prin pustia aia, să ajungi la curtea Babilonului, după ce ți s-a omorât familia în război, într-o țară străină, sclav, o limbă străină. Și acolo, dacă nu mănânci, păi gata, dacă nu te închini, păi gata, dacă te mai rogi, păi ești de executat. Și în situația respectivă, Daniel, în loc să-și piardă, de ce a îngăduit Dumnezeu să mi se omoară familia? De ce a îngăduit Dumnezeu să fiu luat rob? Unde e Dumnezeu? De când mă rog? De ce a îngăduit Dumnezeu să fiu sclav la curtea Babilonului? Daniel, în situația respectivă, zice, toate lucrurile lucrează împreună. Și a ales, deși nu știa, noi știm povestea, dar Daniel nu știa viitorul, n-a citit cartea Daniel atunci. S-a scris mai târziu, nu? Daniel nu știa istoria, dar a ales fără să înțeleagă, a ales să se încreadă în Dumnezeu în situațiile cele mai... Credința nu e, frate, când toate merg bine. Voi, ce bine mergeam credință. Credința e când treci prin necazuri și te uiți la Hristos. Și spune Biblia în Isaia că Dumnezeu îl ține în pace perfectă pe cel care are mintea și ochii cum? A țintit pe el. Să nu te uiți la necazuri. Cum s-au uitat cele 10 iscoade. Vai de mine, ce ziduri mari. Păi noi suntem ca lăcustele. Ăștia ne mănâncă cu tot, cu pene cu tot. Uite la pereți, uite la armele lor, uite la giganți, la uriașilor, uite la... În loc să uite la necazuri, cele 2 iscoade, zice, măi, amintiți-vă cum ne-a condus Dumnezeu în trecut. Amintiți-vă acum 5 ani când am sănătate. Amintiți-vă acum 10 ani. Amintiți-vă când am trecut Marea Roșie. Amintiți-vă, nu avem nimic să ne temem decât dacă uităm cum ne-a condus Dumnezeu în trecut. Credința în situațiile cele mai nefavorabile, în loc să se uite la probleme, își pune ochii pe Dumnezeu, pe făgăduințele Lui, pe puterea Lui, pe crucea Lui, pe iubirea Lui și alegi să crezi când nu înțelegi. E foarte ușor să crezi după ce vezi.
Gândiți-vă, zice, mergeți în jurul Ierihonului o dată, tăceți ziua a doua oră o dată, în ziua a șaptea mergeți 7 ori și apoi ce zice? Sunați din șofar, nu? Și după ce preoții sună din șofar, ce se facă poporul? Să strige! Și în ebraică zice, să strige un sunet de victorie. În engleză, shout of victory. Să strige, ia, am primit biruința! Mai frate, ăia n-au strigat după ce au căzut pereții. E ușor după ce cad pereții să strigi. Ăia au strigat înainte să cadă pereții, când încă erau pereții mari și tari. Credința este înainte de a se rezolva problema, să ai încredere că Dumnezeu e în control. Chiar dacă trec prin necazul ăsta, Dumnezeu vede, Dumnezeu nu doarme și dacă Dumnezeu a îngăduit, are un scop. Și în loc să zici, Doamne, te rog, rezolvă, uite problema asta cu șeful. Zici, Doamne, e foarte greu, sunt bolnav sau mi-am pierdut serviciul sau știu eu prin ce problemă treci. Toți avem probleme. Doamne, e foarte greu. Dar dacă tu ai îngăduit, facă-se, gândiți-vă la Iisus în Ghetsemani, te rog, îndepărtează paharul, dar facă-se, dacă tu ai îngăduit, Doamne, am încredere în tine, că tu mă iubești și tu știi de ce, facă-se voia ta, accept, ajută-mă ca lecția necesară să o învăț, că dacă nu înveți lecția, trebuie să treci prin greutate, repezi clasa și trebuie rămâi repetent, trebuie să înveți lecția ca să treci de examen, ca să poți să crești. Doamne, ajută-mă să învăț lecția care trebuie, lecția răbdării, lecția umilinței, lecția care trebuie. Și atunci când tu accepți voia lui Dumnezeu, Dumnezeu poate să folosească lucrul ăla pentru un scop care l-are El în minte și apoi poate să te ajute. Și Dumnezeu alege să te ajute azi sau mâine sau la a doua venire. Dumnezeu știe. Când spune acolo că sora aici, fiecare, la fiecare, la fiecare, la fiecare, înțelegeți cuvântul, la fiecare rugăciune sinceră, la fiecare rugăciune sinceră, un răspuns va veni. Virgulă, dar este greșit să credem că Dumnezeu va răspunde în modul în care vrem, la timpul care vrem. În înțelepciunea lui spune dânsa, Dumnezeu va răspunde în modul cel mai bun. Și apoi mai târziu, cu câteva pagini, zice, dacă am ști sfârșitul de la început, am alege aceeași cale. De ce? Pentru că Dumnezeu nu a venit să ne aducă confort în viața asta. Dumnezeu a venit să ne aducă viața veșnică. Și Dumnezeu îngăduie orice greutate necesară să ne dezvolte caracterul, să fim mântuiți. Pentru că ce beneficiu ai, mă frate, dacă Dumnezeu te face sănătos și tu pierzi viața veșnică? Dacă Dumnezeu îți dă serviciul ăsta și tu pierzi viața veșnică? Care e avantajul? Viața asta trece repede. Ținta noastră nu e pământul ăsta. Noi suntem străini și călători. Amintiți-vă, ținta noastră nu este confortul aici. Ținta noastră este creșterea spre caracterul lui Hristos și viața veșnică. Aia e ținta noastră. Fraților, am dat o predică la o întrebare, hai să vedem întrebarea a doua. Nu m-am decât 5, nu m-am 15. Nu? 10? Harul s-a întâlnit. Deci care aici, ca să concludem, să încheiem, echilibru între credință și încumetare? Trebuie să ai încredere în Dumnezeu, dar să lași să se facă voia Lui. Și să accepti voia Lui prin credință, chiar dacă nu înțelegi. Și credința nu este, ce frate, dacă crezi, Dumnezeu lucrează. Mă frate, credința nu este lampa lui Aladin. Dacă crezi, iese de acolo, spune stăpâne ce vrei. Păi vreau un Mercedes, gata. Credința nu este să-L manipulezi, să-L forțezi pe Dumnezeu. Cum zic americanii, să-i întorci mâna la spate și băi, faci sau nu faci. Credința e ca Dumnezeu să te manipuleze pe tine și nu El să zică ce, să facă ce zici tu, ci tu să accepti ce zice El, chiar dacă nu înțelegi. Așa îți pui încrederea în Dumnezeu. Când ai încredere în El, în ciuda greutăților, în ciuda faptului că nu înțelegi ce se întâmplă în viața ta. Hai să vedem întrebarea următoare. Zice, se afirmă că toate lucrurile se rezolvă prin rugăciune. Există situații în care rugăciunea nu merge? Nu e de folos? Wow! Fraților, rugăciunea e totdeauna de folos, pentru că rugăciunea este respirația sufletului. Există situații în care respirația nu-i bună, spuneți-mi și mie. Da, sub apă. Ideea e că nu trebuie să stai prea mult sub apă. Nu? Dacă vrei să încerci, stai acolo 15 minute să vezi dacă mai vezi ceva. Măi, fraților, rugăciunea totdeauna e de folos. De-aia zice Biblia, rugați-vă fără încetare. În alt verset zice, rugați-vă tot timpul unii pentru alții. Rugați-vă tot timpul, rugați-vă unii pentru alții. Pavel zice că mă rog tot timpul pentru voi, nu? Rugăciunea e totdeauna de folos. Dar nu rugăciunea de... Deci sunt tot felul de rugăciuni în Biblie, n-am timp, seminarul ăsta ia 10-11 ore, seminarul de rugăciune, sunt tot felul de rugăciuni.
Acum vreau să înțelegeți o chestie. Iisus în viața lui totdeauna s-a rugat pentru alții. Niciodată nu s-a rugat pentru el. Și când s-a rugat pentru el, nu s-a rugat pentru el, Doamne, aș avea și o nevoie de o casă, aș avea și o nevoie de sănătate. S-a rugat pentru el ca Dumnezeu să-i dea putere să-și facă lucrarea. Și când s-a rugat în sfârșit pentru el, pentru confortul lui, Doamne, îndepărtează paharul ăsta, că e prea greu, la rugăciunea aia Dumnezeu a zis nu. Iisus nu ne-a chemat să ne servim pe noi, ci să-i servim pe alții. Rugăciunea e binevenită, sunt tot felul de rugăciune. Una dintre ele e rugăciunea de petiție, de cerere. Doamne, ajută-mă cu serviciul ăsta. Alta dintre ele e rugăciunea de mijlocire, de exemplu. Rugăciunea de mijlocire nu are de a face cu un serviciu. Doamne, mijlocesc să-mi dai serviciu. Nu, e când te rogi pentru salvarea altora. Alta dintre ele e rugăciunea de relație sau de rugăciunea de, alta e de thanksgiving, de mulțumire. Vreau să vă spun că rugăciunea de petiție, de cerere, trebuie să aibă o limită. Trebuie să spui, Doamne, am nevoia asta, dar facă-se voia ta și apoi să accepti voia. Când zici facă-se voia ta, să spui din inimă, nu așa un slogan, facă-se voia ta, dar de fapt, Doamne, aș vrea să faci voia mea. Să accepti voia lui, chiar dacă nu o înțelegi. Să ai încredere în înțelepciunea și în puterea și în iubirea lui. Dar când ai rugăciunea de cerere, rugăciunea de mijlocire, la aia poți să te rogi tot timpul. Ca Dumnezeu să poată să lucreze tot timpul cu cineva care nu mai are de-a face cu Dumnezeu. N-am timp să explic acum, intrați pe internet și mă ascultați, dar vreau să vă dau un exemplu. Vreau să vă dau un exemplu. De exemplu, atâta timp cât Ana s-a rugat pentru un copil, nu a primit un copil. Iar când Ana a zis, dacă îmi dai un copil, ți-l voi dedica ție, în momentul în care a renunțat la copil și l-a predat Domnului, atunci a primit un copil. Și pot să vă dau mai multe exemple de genul ăsta în Biblie, unde când oamenii cer ceva pentru ei, nu primesc. Când sunt dispuși să renunțe, să-i predea lui Dumnezeu totul, atunci primesc. Ideea este că noi trebuie să ne uităm pe noi și să ne predăm cu totul, să renunțăm la totul, să fie totul pentru Dumnezeu. Orice lucru. Spune Iisus că cine nu-și urește mama și tata și... Știți care e cel mai ușor de urât? Soacra. Glumesc, fraților. Cine nu-și urește mama și tata și fratele și sora și serviciu și pe sine însuși, în Biblie nu spune să urăști. Cuvântul din greacă e mișeo. Mișeo nu înseamnă să urăști. Mișeo înseamnă, traducere concretă, să iubești mai puțin decât. Să iubești mai puțin decât. Așa se traduce. Cine nu iubește pe mamă sau pe tată sau serviciu sau pe sine însuși mai puțin decât pe Dumnezeu, nu poate să fie ucenicul lui Dumnezeu. Tu trebuie să-L iubești pe Dumnezeu mai mult decât orice. Cu toată inima, cu tot sufletul, cu toată tăria, cu toată puterea, cu toată mintea, cu tot ce ai, cu tot ce ești. Dumnezeu să fie primul la orice preț. Și apoi celelalte. Cine nu face asta și are alte priorități, nu este creștin. De-aia în Apocalipsa 13 zice că toți care în română zice locuiesc pe pământ, în engleză zice care dwell on earth, toți care locuiesc pe pământ se vor închina fiarei. Dar cuvântul de acolo nu este locuiesc, cuvântul de acolo zice toți care se focalizează pe lucrurile pământești, toți care își fixează mintea pe lucrurile pământești se închină fiarei. Într-un cuvânt, dacă tu îți fixezi mintea pe Dumnezeu, te închini lui Dumnezeu. Dacă tu te duci la biserică, ții sabatul, faci tot ce trebuie, dar mintea ta este consumată de alte lucruri, deși crezi că te închini Dumnezeu, tu de fapt te închini fiarei, ești un idolatru. Pentru că acolo unde ți este inima, acolo ți-e comoara. În sfârșit, ideea este că putem să ne rugăm, ca răspuns la întrebare, putem să ne rugăm tot timpul, dar nu neapărat să se rezolve problema, ci să se facă voia lui Dumnezeu oricare ar fi. Sper că s-a înțeles răspunsul, mai câteva minute. Cum se poate renunța la mândrie fără a distruge demnitatea? Fraților, mândria și demnitatea sunt două lucruri diferite. Cum se poate renunța la mândrie, la egoism? Nu se poate, fraților. Prin putere omenească nu se poate. Dar prin puterea lui Dumnezeu e posibil. Cum se poate renunța? Puneți-vă ochii pe Dumnezeu în fiecare zi. E un lucru care noi îl tot spunem și îl practicăm foarte puțin. Pe ce vă fixați inima? Ce vă consumă? La ce vă gândiți tot timpul? De exemplu, spune sora White,
periodic oprește-te în timpul zilei, îmi traduc în cuvintele mele, periodic oprește-te și petrece timp cu Dumnezeu. Am făcut prop și spune, dacă faci treaba asta, zice cuvântul disciplină, dacă te disciplinezi să faci treaba asta, zice, te vei învăța să ții ochii pe Dumnezeu tot timpul. Eu am încercat să-mi pun telefonul celular să vibreze la fiecare 2 ore. Bzzzt, bzzzt, și mă opresc din orice aș face, nu stau încă 1 oră în rugăciune, mă opresc și 15 secunde, 20 secunde, un minut, zic, Doamne, am tendința să fiu ocupat și să uit de tine și să-mi pun ochii pe altele și după aceea îmi dau seama că n-am făcut bine. Ajută-mă să umblu cu tine, tot timpul să-mi țin ochii pe tine, tot timpul să comunic, tot timpul să fiu în relație, să mă rog neîncetat, tot timpul să discut cu tine. Pentru că dacă mă depărtez de tine, nu fac nimic bun. Dar cât timp sunt legat de tine, toate lucrurile merg bine. Nu în sensul că merg mie bine, ci că sunt în acord cu voia ta. Și asta e dorința mea, să fac ce vrei tu să fac. Într-un cuvânt, cum renunți la mândrie, la egoism? Nu-ți mai pune, mă, ochii pe tine, pe lucrurile, pe nevoile tale, pune-ți ochii pe Hristos. Așa spune cântarea în engleză, turn your eyes upon Jesus. Întoarce-ți ochii spre Dumnezeu. Fixează-ți ochii pe El, care e căpetenia, nu? În sfârșit, fraților, timpul a trecut, nu mai luăm întrebări, mai sunt câteva. Nu mai luăm întrebări, că nu mai avem timp. Trecem la mesaj, nu? Am terminat la timp? O bilă albă. Mulțumim lui Dumnezeu. Foarte bine, fraților. Haideți să trecem la mesaj. Aseară am discutat puțin despre ucenici și am început să spun că Dumnezeu le-a dat o misiune. Le-a dat o misiune. Cum poți tu să-ți îndeplinești lucrarea? Este absolut imposibil. Din punct de vedere omenesc, cum puteau Israelul, care n-aveau arme, să cucerească Ierihonul? Cum putea Gedeon să cucerească acea armată imensă siriană? Cum putea Iosafat să cucerească acea alianță de nu știu câte împărății? Cum putea Moise, cu un popor fără arme, fără nimic, să cucerească, să primească libertatea din Egipt sau să treacă Marea Roșie? Noi nu înțelegem că lucrurile spirituale nu sunt făcute prin putere omenească. Pentru ucenici, spune Sora White, cuvântul ăsta ar fi fost imposibil. Cuvântul este imposibil să-și facă lucrarea. Pentru noi, fraților, este imposibil să ne facem lucrarea. E imposibil să evangelizăm lumea. Dacă te gândești numai la China, la ora asta în China a început să ducă prin adunări să-i aresteze. N-ai voie să ai copii sub 18 ani în biserică. Dacă te prinde că ai adus un copil la biserică, îi arestează pe toți. Cum poți tu să faci lucrarea în China când nu mai ai voie nici măcar să ai case de tipografie sau să aduci tinerii la biserică? Cum poți să faci lucrarea în India? Cum poți să faci lucrarea în țări seculare, cum ar fi Franța, Germania, Japonia, țări foarte avansate care sunt foarte seculare, nu mai au treabă cu religia? Cum poți să faci lucrarea? Din punct de vedere omenesc, grupul nostru de oameni este neputincios. Cum poți să schimbi inima ta, să crești, să ai biruință? Păi eu am o inimă sinceră, dar am un temperament scurt. Și eram în tramvai când eram student și boala mea era să am pantofi lucioși. Totdeauna mă uitam să am pantofi lucioși. Totdeauna mă duceam în tramvai și se făceau pe timpul lui Ceaușescu ciorchine de oameni la ușă, dacă vă amintiți. Nu se închideau ușile și atârna așa, se înclina autobusul sau tramvaiul pe o parte, erau ciorchine de ei. Și când reușeam să mă urc, toată lumea mă călca pe picioare și mă uitam și iar îi ștergeam și iar mă călca și, băi frate, uită-te pe unde calci! Și mă lua stomacul și făcea soția, stai calm, doar pantofi, nu-i aur, stai calm. Nu mă, păi uite, uite cum iau, uitam, pac, mă trebuie să-i lustruiesc chiar. Și la un moment dat i-am zis toată, băi, cum să fac să fiu răbdător? Și tatăl meu a zis, păi nu poți mai. Păi de ce? Pentru că tu te uiți la pantofi în loc să te uiți la Hristos. Zic, lasă-mă cu sloganele, mă uit la Hristos. Zice, nu te uiți. Și mi-a zis tata, zice, băi, lasă-i să te calce. Păi cum să-i las? Tocmai asta e ținta, să nu mă calce. Lasă-mă să te calce. Trebuie să crești, trebuie să... Păi eu nu pot mai. Lasă-i, uite, cere lui Hristos să te ajute. Zic, Doamne, ajută-mă să fiu răbdător. Cât timp m-a rugat, Doamne, ajută să fiu răbdător, n-am fost răbdător. Și zic, mai tatăl, m-am tot rugat, Doamne, dă-mi răbdare. Și cât mă rog mai tare, cu atât mă enervez mai tare. Vi s-a întâmplat vreodată, cât vă rugați mai tare să nu faceți un păcat, cu atât parcă îl faceți din nou? Vi s-a întâmplat? Zic, cu cât mă rog mai tare să fiu calm, cu atât mai tare mă enervez. Cred că nu merge rugăciunea. Și taicul mi-a zis, băi, în loc să te rogi mai tare să fii calm, predă-i situația, zic, Doamne, fă-i tu ce vrei, cât de dureros ar fi, și dă-mi răbdare. Și apoi, în loc să te petreci timp cu păcatul, vai, ce să fac să fiu răbdător,
stai tot timpul legat de Hristos, nu te separa, pentru că tu când ești cu Hristos, Satana nu are nicio putere asupra ta. Când te rogi, Satana cu îngerii lui spune soroai că tremură și fug când te rogi. They tremble, așa zice, Satan and his host tremble, fug. Și am zis, bine, m-am dus în tramvai, zic, ia mă, călcați-mă, poftim. M-a călcat unul, doi și pe aceea nu mai m-a călcat nimeni. Zic, hai mă, călcați. Nu? Cred că Satana zice, asta nu se mai enervează, trebuie să găsim altceva, călcatul nu mai merge. Și mi-a zis, n-are mai nimic, dacă mă călcați, mă călcați, lasă că Domnul o să mă ajute. Punctul nu era că eu l-am și călcați-mă. Punctul este că noi ne zbatem cu lucruri asupra cărora noi nu avem puterea să le schimbăm, în loc să le predăm lui Dumnezeu să le schimbe El. Înapoi la subiect, cum puteau ucenicii să se schimbe pe ei? Când ei se certau între ei, cine să fie mai mare, cine să fie așa, de ce ăla e așa? Când ei se certau între ei, cum ar fi putut ei schimbe inima? Cum ar fi putut ei să termine lucrarea? Cum ar fi putut ei fără puterea Duhului Dumnezeu? Și atunci ne ducem din nou la paragraful unde a rămas ieri. Aș vrea să le punem pe ecran. Se vede ceva pe ecran? Da, ok. O să încerc să citesc în română. Ca să aibă succes în lucrarea care le-a fost dată, aveau nevoie. Ca să aibă succes, aveau nevoie de puterea Duhului Sfânt. Nu este prin putere umană, nici prin tărie, ci prin Duhul lui Dumnezeu. Prin Duhul lui Dumnezeu. În Faptele Apostolilor, pagina 17. Vreau să vă explic. Noi avem o tendință, odată am fost, când eram așa de vreo 17, 18, nu, mai puțin, 16, nu știu cât, nu contează. Cu pastorul nostru pe atunci, un pastor extraordinar, îl iubesc cu tot sufletul, am fost la Marea Neagră cu toți tinerii. Am fost la Marea Neagră și la Techirghiol, nu? Toată lumea știe Techirghiol, nu? Ok. Și pastorul ne-a provocat, zice, uite, asta e provocarea. Cine trece lacul? Techirghiolul. Băi, frate, dacă ați văzut Techirghiolul vreodată, nu e mic. Adică pe malul celălalt, la Eforie Sud, așa vezi casele. Și aia când stai pe mal, când te dai mai jos așa și te duci pe nisip și intri în apă și ești cu capul la nivelul valurilor, după ce ai notat 10 minute, nu mai vezi nimic decât apă. Și după ce noți o jumătate de oră, chiar nu mai vezi nimic. Te uiți în toate direcțiile și dacă mai bate și vântul, chiar nu vezi nimic. Și după ce noți o oră, stai și te întrebi, bă frate, tot în not, și când te depărtezi de mal, vezi pomii, vezi nisipul, vezi casele și îți dai seama că te depărtezi. După ce ajungi în mijloc și nu ai niciun punct de reper și nu vezi nimic, nu știi, băi, numai apă în jurul tău, înaintez sau stau pe loc? Mă învârt în cercuri sau merg drept? Și te descurajezi. Și pastorul zice, cine trece lacul? Cine reușește să câștige, să treacă lacul în not? Păi erau acolo o groază de tineri din biserică, era un Rambo, știți? În sfârșit, nu vă spun numele, că nu contează, era o groază. Și între ei era Schwarzenegger și Danny DeVito. Era prietenul meu, Piții, și cu mine. Și, și cine trece lacul? Acum, toți erau înotători buni. Și prietenul meu, Piții, era înotător foarte bun. Eu, cel mai slab între toți. Niciodată n-am avut viteză, dar am avut rezistență. Pot să alerg până mor toți în jurul meu și eu n-am nimic. Am fost toată la munte cu câțiva pastori, în Hawaii, sunt, în Oahu, sunt trei munți, unul lângă altul așa, ca trei gemeni, trei munți înalți, foarte înalți. Și îmi spunea pastorul, zice că băi, nu urcă nimeni pe primul, urci până la jumate și mori. De toți, am urcat cu tineri sănătoși și de la jumate s-au întors înapoi plângând de dureri de picioare, că e așa de abrupt. De fapt, la un moment dat ajunge să fie așa să fie, încât cărarea în mijloc, pe vârful muntelui, e foarte îngustă, în jur de vreo 25-30 cm, și dacă e să cazi într-una din părți, e așa de vertical că pur și simplu nu te poți opri, mori. Și spunea ăla, băi, nu merge nimeni până acolo. Și el zice, eu am fost, zice, în fiecare an mă duc de 2-3 ori. Și de câte ori mă duc, urc numai pe primul, niciodată nu ajung la al doilea, că mor de picioare. Toți le-au luat-o repede, la jumătate de drum, jumătate au abandonat, la trei seri de drum au abandonat, toți am rămas numai eu cu el. Când am ajuns sus, plângea de picioare, eu zic, hai înapoi, hai la al doilea, hai la al treilea. Păi nu, n-ai obosit. Nu, tată, eu nu știu ce ai oboseala, nu obosesc. Am ajuns acasă, ce mă dor picioarele, pe tine dor, nu mă dor, minți, nu minți, nu mă dor, ce vrei spun, dacă nu mă dor, nu mă dor. Rezistență. Acum înapoi la lac. Deci, cine trece lacul? Am vorbit cu taică meu și zic, băi, și am vorbit cu unchii meu și, cum faci tu să câștigi concursul? Cum faci tu să primești coroana? Cum faci tu să-ți termini, mi-am sfârșit, alergarea. De acum încolo mă așteaptă. Vă amintiți? Cum faci tu să câștigi, să treci lacul? Și răspunsul a fost foarte ciudat. Deci nu lăsa nimic să-ți distragă atenția de la țintă. Ai numai un focus.
numai o țintă și uită de tot ce e în jurul tău, renunță la tot. Cum spune Iisus, să nu salutați pe nimeni, să nu stați de vorbă. Cum adică să nu salut pe nimeni? Bună ziua, mare lucru, bună ziua, bună ziua. Nu salutați pe nimeni, nu stați de vorbă cu nimeni. Ce vrea Iisus să spună? Într-un cuvânt, te focalizezi, uiți ce e în urmă, uiți ce e în stânga, uiți ce e în dreapta și te focalizezi pe ținta căpeteniei și pe ținta, atât, pentru asta trăiesc. Nu-mi pasă că trăiesc sau că mor. N-am decât o țintă, n-am două, n-am trei. Nu-mi pasă că sunt bolnav, că îmi pierd serviciu, că n-am decât o țintă. Și ce te focalizezi pe țintă, nu mai vezi, nu mai auzi. Și dacă trăiești, și dacă mori. Vine, mă, frate. Am sărit toți în apă, ăia, toți Rambo, toți puternici. Eu, ce să fac eu? Că știam că n-am viteză. Hai să-mi impun un ritm. Și am început să cânt. Pam, 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 pam. Pam, 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 eram în urmă, camelcu. Pam, 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 pam. Ăia, după ce au înaintat puțin, eu, pam, 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 i-am ajuns din urmă, i-am depășit. Piți râdea și zice, mai poți goia, mai poți? Pot, mă, pot, nicio problemă. Pot să merg până mor. Și dacă mor, nu mă opresc, că nu simt oboseală, așa sunt făcut. Nu obosesc. Ăia zic că ne-a depășit lucru. Hai, fraților! Și au început. Eu mai departe. Pam, pam, pam. Pam, pam, pam. Și bă, frate, oprește, ia o pauză. N-am auzit, n-am văzut. Pam, 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 pam. M-am dus mai departe. Ăștia, băi, s-a depărtat ăsta lui Goia. Hai după el. Fratele pastor era cu barca pe lângă noi, cu o barcă pneumatică. Hai mă, care ați obosit. Unul câte unul au trecut în barcă. Mai puțin piții și cu mine. Unul câte unul când au obosit, au renunțat la luptă. Eu, pam, 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 pam. Nu? Și zic aia, băi, trece și voi mă în barcă, că nu mai e nimeni decât voi doi. Ce credeți că le-am răspuns? Pam, 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 pam. Și mă, n-auzi că vorbim cu tine. Pam, pam, pam. Băi, tu n-auzi, treci în barcă. Zic, du-te mai de aici. Băi, pă, mori, mă, sunt câteva ore de notă. Mă, nu-mi pasă că mor, mă, toată lumea moare. Decât să mor în barcă, mai bine mor în apă. Du-te și lasă-mă în pace. Băi, treci. Mă, lăsați-mă în pace, că nu mai vorbesc cu voi. Pam, pam, pam. Ce bine, mă, s-au dus. Eu cu piții în apă. Câteva ore mai târziu, am ajuns și noi la Eforie Sud. Ăia mâncau, beau suc. Semințe, băieți, vă amintiți? Porumb, băieți, cine mai vrea, cum era pe atunci. Ăia mâncau, beau suc, înghețată, eu cu piții am luat o gură de suc, înapoi în apă. Pam, 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 pam. Trecu lacul înapoi. Fraților, cum câștigăm cursa? Cum câștigăm lupta? Cum se realizează creșterea? Cum încheiem lucrarea? Băi, fraților, Satana spune sora White, ascultați cu atenție, încearcă să ne atragă atenția. Ce am zis? Care-i paragraful acolo? Satana încearcă să ne atragă atenția cu o mie de lucruri bune, cu servici, cu una, cu alta, ca să nu ne focalizăm pe Hristos, pe căpetenia. Pavel zice, uit ce e în urma mea și alerg pentru ținta care înainte. Și în alt verset, îmi pun ochii fix pe căpetenia de săvârșire. Mai frate, nu lăsa nimic să-ți distragă atenția, mai că ce câștigi dacă rămâi cu lucrurile astea? Vine Domnul, uitați-vă împrejur, vine Domnul, vine Domnul, vine în curând, nu? Vine Domnul, o să-L vedem, noi o să-L vedem cu ochii noștri. Toate profețiile de care vorbeam când eram mici se împlinesc acum, vine Domnul. Ce câștigi dacă atenția ta e și colo, și colo, și colo, și colo, și mai puțin tiși de rugăciune și mai puțin... Focalizați-vă pe ținta, pe căpetenia noastră. Focalizați-vă pe lupta care o avem. Alerg pentru că vreau să primesc o coroană. Nu mă duc așa și am obosit și mai iau o pauză și mai alerg puțin. Și asta, și asta, și puțină rugăciune, și puțină cutare. Măi, frate, puneți ochii pe țintă și nu lăsa nimic să-ți distragă atenția. Un lucru, zice David, un lucru vreau de la Domnul, nu vreau 10 lucruri. Doamne, am probleme cu sănătatea, mă doare spatele de mor. Am probleme cu, știu eu, cu familia, n-am probleme cu familia, Doamne ajută. Am probleme cu serviciu, n-am nici de nada, în sfârșit. Am probleme cu, fiecare are alte probleme. Doamne, am problema asta, dar nu te rog să-mi dai asta. Un lucru vreau de la Domnul și îl doresc fierbinte. Așa este? Câte lucruri vrei de la Domnul?
5, u, 2. Unu, mai frate, puneți ochii pe țintă. Că nu e nimic la cer. Toate celelalte o să ardă. Vreau să vă spun că aceia care înțeleg să aibă o prioritate în viață, Hristos, nu vreau să știu între voi nimic altceva decât pe Hristos și pe-L răstignit. Aceia care au o prioritate în viață, aia ajung la țintă. Ce spune Iisus celui bogat? Vinde tot! Eu nu vă spun să renunțați la familii, la servici, ci să-L puneți pe Dumnezeu pe primul loc. Câți dintre dumneavoastră ia hotărârea să zică, uite, de aici înainte, în fiecare dimineață mă trezesc mai devreme, cu o jumătate de oră, cu o oră, știu eu, și zici, Doamne, te rog frumos, trezește-mă mâine dimineață cu o oră mai devreme. Îți dau permisiunea să folosești apă rece, dacă vrei, sau gheață, numai să mă trezești. Trezește-mă dimineață devreme, vreau să te pun pe primul loc. În timpul zilei, dacă mă depărtez de tine și dacă uit, dacă cumva satana îmi distrage atenția și colo și colo și uit de tine, te rog, Doamne, amintește-mi să stau tot timpul legat cu tine, să te pun pe tine pe primul loc și orice aș face, că sunt la servici, că sunt la business, că sunt la școală, orice aș face, că sunt în familie, să nu mă despar de tine nicio secundă, că fără tine nu sunt nimic. Câți dintre noi se roagă rugăciunea asta? Pentru că Dumnezeu așteaptă să ne rugăm rugăciunea asta. Vreau să trecem puțin mai departe, că vreau să facem puțin progres. E foarte interesant că ucenicii au înțeles făgăduința lui Iisus. Iisus le-a spus așa, când doi sau trei sunt împreună, eu sunt acolo. Și apoi, tot în același capitol, zice așa, când doi sau trei cer ceva în... Cum? Cum? E numele meu, e corect. Dar ia-l cuvânt acolo. În engleză zice în one accord, în unitate. Cum se zice în română? În înțelegere. Ce înseamnă asta, fraților? Vreau să înțelegeți. E una să ne întâlnim, să ne rugăm și pentru ea și pentru ea și pentru... Și alta să avem toți o țintă, să fie o unitate de țintă, să ne rugăm împreună pentru un lucru. Vreau să înțelegeți foarte bine. Ucenicii s-au întâlnit în camera de sus pentru că le era frică de farisei. Dar ucenicii acolo în camera de sus au început să se roage. Și Iisus le-a spus așa, voi rămâneți în cetate, nu vă depărtați și rugați-vă. Rugați-vă pentru ce? Ce le-a promis Iisus că le va trimite? Mângâietorul, Duhul adevărului, care vă conduce în toate lucrurile. Rugați-vă să primiți. Când Duhul Sfânt va veni, veți primi putere. Atunci mergeți în lucrare. Și spune Solai că ucenicii s-au rugat pentru revărsarea Duhului Sfânt. Și apoi, foarte interesant, am citit chiar azi dimineață în cartea Veți primi putere, foarte interesant, extraordinar de interesant paragraful, n-am mai stat să-l pun în PowerPoint, deși cred că l-am pe acolo pe undeva. Zice, zice Sura White, în pagina 314, de asemenea, review în Herald din aprilie 30, 1908. Zice așa, zice, observați, acum vă citesc cuvânt cuvânt, că numai după ce ucenicii au fost în unitate perfectă, numai când s-au unit cu totul, împlinind rugăciunea lui Hristos să fie una, cum noi, Tată, și Tu suntem una, numai după ce ucenicii s-au unit în unitate perfectă, când n-a mai existat lupte între ei și conflicte, numai atunci au primit Duhul lui Dumnezeu. Când ei au fost în unitate, în one accord, în unitate, în înțelegere perfectă. Zice, toate diferențele s-au dat la o parte și în unitate s-au rugat pentru Duhul Sfânt. Când au primit ei Duhul Sfânt? Unitate, fraților. Unitate. Iisus a spus, când veți fi una, atunci o să știe lumea că voi sunteți. Până atunci nu știe nimeni nimic de noi. Când veți fi una. Ucenicii s-au unit în camera de sus, s-au umilit, am zis aseară, s-au pocăit, s-au unit în unitate perfectă, s-au rugat pentru Duhul Sfânt. Ați memorat până acum? Vreți să le repetăm? O să le pun pe ecran. Ce au făcut? Unu, s-au umilit. Doi, pocăință, întoarcere de la cele rele. Trei, s-au rugat. Vă amintiți textul din Cronici? Dacă poporul meu care este chemat cu numele meu, cum zice textul? Se va umili. Doi,
se va întoarce de la căile rele, ce aia? Pocăință, se va întoarce. 3, se va ruga. Vă amintiți textul? Asta e condiția. Dacă poporul meu, care îmi poartă numele meu, se va umili, măi fraților, umiliți, trebuie să ne umilim, măi fraților, se va umili, se va pocăi. Doamne, iartă-mă și ajută-mă. Deci se va întoarce la căile rele. Se va ruga. Atunci le voi vindeca țara și le voi asculta rugăciunea. Ucenicii s-au umilit, s-au pocăit. S-au rugat pentru Duhul Sfânt, s-au rugat. Punctul 4. Au fost în unitate, au renunțat la toate tensiunile și certurile și criticele și au fost una, se ajutau unii pe alții, se rugau unii pentru alții, au fost una, s-au unit. Punctul următor, spune sora White că au repetat învățăturile lui Iisus și profețiile. Foarte interesant, au repetat învățăturile lui Iisus, că unii cred doar te rogi. Rugăciunea fără studiu nu face nimic, studiu fără rugăciune. Spune sora White în Testimonies volumul 6, studiu și rugăciunea merg împreună, prin rugăciune noi vorbim Dumnezeu și prin studiu Dumnezeu ne vorbește nouă. Ce nu pot fi separate niciodată. Studiu și rugăciunea merg împreună. Au studiat Biblia, au studiat profețiile, au studiat și-au repetat lecțiile care le spusese Iisus. Și ce atunci a venit Duhul Sfânt și le-a iluminat, cuvântul este iluminat, le-a iluminat mintea. Și wow, au înțeles. Și aici e punctul important. Atunci a venit Duhul Sfânt, s-a revărsat Duhul Sfânt și au înțeles. Ăsta care a fost între noi e Dumnezeu. Iisus e Dumnezeu. Iisus este cel care ne-a dat legea la Sinai și a scris pe muntele, s-a cutremurat. Este El. Ăsta este cel care a secat Marea Roșie, care ne-a scos din Egipt. Este stâlpul care a fost ziua și focul care a fost noaptea, adică norul și focul. Este cel care ne-a dat Ierihonul. Dumnezeu care ne-a creat a fost în corp omenesc între noi și noi l-am omorât. Atunci au înțeles, mielul de zi de zi reprezenta pe El, ăsta e Dumnezeu. Și spune Sorait că zice, au înțeles în sfârșit, când au trecut prin fazele astea, s-au umilit, s-au pocăit, s-au rugat, au fost una, unitate perfectă, zice, au repetat profețiile, au studiat cuvântul, învățăturile lui Iisus, zice, atunci a venit Duhul Sfânt, le-a iluminat mintea și în sfârșit au înțeles, wow! Și atunci spune dânsa că au înțeles un lucru pe care nu l-au înțeles niciodată înainte. Și asta este cheia a tuturor subiectelor. Deci au înțeles că Dumnezeu a murit pentru ei. Vă rog să luați câteva secunde și să contemplați la chestia asta. Dumnezeu atotputernic, sfânt, de îngerii se pleacă înaintea lui, universul îi se închină. Dumnezeu cel sfânt a murit pentru tine. Nu pentru noi, pentru tine. Dumnezeu a murit pentru tine, adică poți să pui numele tău, fiecare, Ion, Maria, Tănase, Gigel, Popescu, nu știu cine, Dumnezeu a murit, poți să înțelegi că Dumnezeu a murit pentru tine, pentru tine. Dumnezeul Universului a murit pentru tine. Cine sunt eu, măi frate, ca Dumnezeu să moare pentru mine? Ca Dumnezeu să ia păcatele, toate păcatele mele, păcatele istoriei, cei mai mari criminali din istorie, și Dumnezeu să fie separat de Tatăl și Dumnezeu să moară pentru mine pe cruce. Cine sunt eu? De ce ar face Dumnezeu treaba asta? Și spune că atunci au înțeles, sora îi spune că zice, for thee, pentru tine, Fiul lui Dumnezeu a purtat rușinea, a renunțat la împărăție din glorie și a venit aici să trăiască o viață săracă și amărâtă zi de zi. Pentru tine a fost bajocorit, pentru tine a luat păcatele, pentru tine a fost separat de Tatăl, pentru tine a fost biciuit, pentru tine, măi omule, a murit pe cruce în suferință cumplită, pentru tine a suferit toată chestia asta, pentru tine a înviat, pentru tine stă la dreapta Tatălui, pentru tine va veni din nou să te salveze pe tine, un om, dacă ai fost tu singur în istorie, ar fi murit numai pentru tine. Dumnezeu a murit pentru tine. Și ce în clipa aia, când au înțeles, când Duhul Sfânt le-a iluminat mintea și au înțeles treaba asta, care e punctul următor? Deci, li s-au zdrobit inimile. Deci, their hearts, spune Sorait, melt down. Li s-au topit inimile, li s-au zdrobit, au fost copleșiți cu totul. Și în clipa aia, ăsta e ultimul punct, punctul 7, în clipa aia, zice, așa de mult au fost pătrunși, așa de mult au fost pătrunși de iubirea lui Dumnezeu, că l-au iubit pe Dumnezeu mai mult decât orice. Noi nu suntem acolo. Noi zicem, oh, îl iubesc pe Dumnezeu. Și cântarea, oh, how I love Jesus, ta, 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 ta. Oricine poate să cânte cântarea, fraților, nu e greu să o cânti.
Dar practica ne mănâncă. Practica ne omoară. Că dacă Dumnezeu ți-ar spune acum renunț la cutare sau la cutare, cine vrea să renunțe? Spune că în momentul în care ucenicii au înțeles că Dumnezeu a murit pentru tine individual, pentru tine, în clipa aia, așa de copleșiți au fost că l-au iubit mai mult decât orice și au fost gata să renunțe la totul pentru el și să moară pentru el. De aia Pavel spune, consider toate lucrurile gunoi. De aia Apostolul Pavel spune, când spune ăștia, băi, te omorâm, zice, praise the Lord! Pentru mine să trăiesc înseamnă să servesc și să mor este un câștig. De ce? Păi băi, frate, când mor, mai e o secundă până la dimineața învierii și când Dumnezeu mă învie, îl văd pe Iisus, cu Iisus, față în față. Ce am să-i spun când îl dau un hug, îl iau în brațe și mă plec la picioarele lui și îmi pun coroana și zic, Doamne, cum să-ți mulțumesc? Și nu-mi pasă, mai frate, că trăiesc sau mor. Ținta mea nu e să trăiesc, mai. Ținta mea e să fiu cu Iisus. Dacă mor, mor. Dacă trăiesc, trăiesc. Nu contează. Atât de mult le-au iubit pe Iisus că au fost gata. Ioan, Iacov, Ioan Botezătorul, Petru, Pavel, toți au fost gata, toți ăștia, nu i-a interesat viața asta, au fost gata să moară cu bucurie pentru Iisus. Tu ești gata să mori pentru Iisus? Pentru că dacă nu ești gata, sacrifici totul. Cum spune cântarea? Pam, 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 pam. Cum sunt cuvintele? Cât de mult? Toată viața, frate. O jertfă vie. Sacrific totul. Totul. De ce? Pentru că Iisus a murit pentru mine. De ce n-aș muri și eu pentru El? Cei care nu sunt dispuși să sacrifice totul sunt cei care n-au înțeles niciodată crucea. Cei care nu-L iubesc pe aproapele sunt cei care n-au înțeles niciodată crucea. Cei care nu îl iubesc pe Dumnezeu mai mult decât orice, decât teoretic, dar practic nu renunță, sunt cei care n-au înțeles niciodată crucea. De aia spune sora White că zice, este bine pentru noi, este bine pentru noi în fiecare dimineață să petrecem, da? Nu zice în engleză, one thoughtful hour. Ce înseamnă aia? Nu o oră, ci o oră în care să reflecți. Nu, citesc, gata, am citit o oră, mi-am făcut datoria. O oră în care să mănânci, să digerezi, să sapi adânc în cuvânt, să te gândești. Spune să petrecem o oră în care să ne gândim profund la ce? La ce spune dânsa? În fiecare dimineață o oră, în fiecare dimineață o oră. La ce spune? La viața lui Hristos în special spune la ultima săptămână și la sacrificiu. Și spune dânsa acolo, atunci când înțelegem crucea, atunci când înțelegem ce a făcut Dumnezeu pe cruce, deci atunci suntem un plus de iubire și inima ne e schimbată. Numai atunci când înțelegi ce a făcut Dumnezeu pentru tine, îl iubești mai mult decât orice și atunci îl iubești nu numai că zici că îl iubești, ci ești gata să mori pentru el. Ucenicii au știut că predicarea o să-i coste viața, dar nu i-a interesat, nu contează. Ce spune Petru? Băi, oprește să predici. Nu mă opresc. Băi, te răstignim. Puneți-mă cu capul în jos, pentru că nu merit cu capul în sus ca Iisus. Nu l-a mai interesat, pentru că îl iubea pe Hristos mai mult decât viața lui. Noi nu suntem acolo încă. De ce? N-am înțeles crucea. Avem o groază de teorie, dar încă n-am înțeles crucea. Și Pavel zice, nu vreau să știu nimic între voi altceva. Crucea lui Hristos, crucea lui Hristos. Adică dacă noi am înțelege valoarea care Dumnezeu a dat-o pentru noi, nu numai că l-am iubit mai mult decât orice, dar toți, fiecare în parte, am sacrificat totul, nu mă refer, mai frate, hai să dăm toți casele sau banii, sau, ci am fi gata orice ce Domnul să facem, am fi gata să ne predăm cu totul și Dumnezeu ne-ar putea folosi pe toți. Dumnezeu poate să facă printr-unul ce poate să facă printr-un milion sau prin 10 milioane, pentru că e puterea Lui. Dumnezeu poate prin minuni, când te predai fără rezervă, să te folosească ca pe Moise, ca pe Avram, să salvezi o țară sau o lume întreagă. Dar noi încă nu ne predăm cu totul, pentru că noi încă nu-L iubim cum l-au iubit ucenicii când au înțeles crucea, pentru că noi nu înțelegem crucea. Vreau să trec mai departe aici, timpul este cât mai am, nu știu, să vedem. M-am puțin, m-am vreo 15 minute. Iisus le-a promis, ascultați atenți, cel mai esențial dar, cel mai esențial, cel mai complet, cel mai important dar care Dumnezeu putea să-l dea. Cel mai important și anume, e darul Duhului Sfânt. Și prin primirea Duhului Sfânt, primeau fără limită
toate celelalte resurse. Când primești Duhul Sfânt, ce spune Sora White? Primești, Biblia spune că El vă va conduce în toate. Sora White spune că atunci când Iisus a zis, e mai bine pentru voi să mă duc, că dacă mă duc, voi trimite Duhul și El vă va conduce în toate. Sora White spune că atunci când au primit Duhul Sfânt, au primit putere, au primit biruință, au primit mântuire, au primit ajutor în lucrare, prin primirea Duhului Sfânt au primit toate celelalte lucruri. Hai să vă explic puțin ce înseamnă asta. Să admitem, să ne imaginăm, să pretindem că dumneavoastră aveți o Dacia din 1974. Vă amintiți cum era alea? Aveau două calități, mergeau încet și nu mergeau deloc. Ok. Să zicem că aveți o Dacia din 1974. Dacia, na, 1100, nu 1300. Cine mai știe cutia de chibrite, Dacia 1100? Mai știe cineva? Am avut și eu una și aveam și manivelă, știți? Când nu porneau, porneam la manivelă, da? Am poze cu mașina aia. În sfârșit, să zicem că aveți o Dacia 1100 din 1974. Să zicem că mașina e ruginită, are găuri în podea, tușește, nu mai merge bine, se oprește, vai de lume, curg tablele de pe ea, îi cade bara și așa, imaginați-vă, junghi. Ok, și să admitem că eu sunt multimilionar, nu, miliardar. Și am dealerul de Toyota, am dealerul de Ford, am dealerul, deci sunt proprietarul dealerului de Mercedes, sunt proprietarul de Volvo, am Subaru, ce mai vreți? Tesla, ok. Sunt proprietarul de la Tesla, am... Ce mașină vă place? Maserati? Gata, am și Maserati, e al meu. Ce vă mai place? Ferrari, e al meu. Lamborghini, Bentley, sunt ale mele, sunt bogat. Și tu ești copilul meu. Și tu vii la mine, băi, tati, am și eu o Dacia din 1974 și mi-a căzut bara. Mergeam pe stradă și, puf, a căzut bara, că e ruginită. Dă-mi și mie o bară. Și zic, băi, fiule, tu n-ai mai nevoie de bară. Tu ai nevoie de o mașină nouă, că mașina ta toată e mâncată, e dusă. Repar bara și scade motorul. Tu ai nevoie de o mașină nouă, mă. Nu mai cere, mă, o bară. Vine-o încoacă, eu sunt deja bătrân, ies la pensie mâine, uite, îți dau, am 15 dealeruri, sunt proprietarul a 15 din astea de mașini. Ți le dau toate și dintr-o dată, în loc să repari mașina aia, ia-ți mă un Ferrari de aici, uite, ți le iei pe degeaba, că tu ești proprietarul, ți le dau toate ție, ia una nouă. Nu mă înțelegi, tata, am nevoie de o bară, de amonia. Bine, mă, ia o bară. Păi bara, mâine vii la mine, băi, mi s-a stricat alternatorul, am nevoie de un alternator, dă-mi alternatorul, măi, n-ai mă nevoie de alternator, ai nevoie de o mașină nouă, uite, îți dau dealerul, toate sunt ale tale, nu, n-am nevoie de dealer, am nevoie de un alternator. Tu nu mă înțelegi, nu, tu nu înțelegi, tu ai mintea îngustă. Păi mâine zici, băi, mi s-a stricat starterul, nu mai pornește mașina, am nevoie de asta. Și tot așa în fiecare zi. Așa facem noi cu Dumnezeu, Doamne, dăm asta, Doamne, dăm asta, dăm o bară, dăm un alternator, dăm... Când Dumnezeu zice, băi, cere Duhul Sfânt. Că în momentul în care ai Duhul Sfânt, le ai, mă, toate, măi. Și Sora White spune așa, că Satana ne ține în ignoranță să nu înțelegem că cel mai esențial dar este Duhul Sfânt. Să nu înțelegem că prin primirea Duhului Sfânt primim absolut toate celelalte, măi, fraților, toate celelalte. Primim biruință, primim creștere, primim ajutor, primim putere să încheiem lucrarea. Când vine Duhul Sfânt, toate darurile, spune Sora White, vin împreună. Zice, in its train. Zice, all other gifts come in its train. Toate darurile vin împreună cu Duhul Sfânt. Noi vrem, uite asta. În loc să zicem, Doamne, ne-ai promis Duhul Sfânt, te rugăm, revarsă ploaia târzie, că noi nu putem în puterea noastră să biruim, noi nu putem în puterea noastră să încheiem lucrarea, noi nu putem, punct. Dă-ne Duhul Tău, Doamne, că Duhul Sfânt ne va conduce în toate lucrurile. Spune Sora White mai mult decât atâta. Zice, haide să trecem, că asta am zis aseară, uite că am făcut progres, am ajuns la slide-ul numărul 6. Foarte interesant. Ucenicii nu au cerut o binecuvântare sau ajutor pentru ei. Nu s-au rugat pentru ei. Dacă se rugau pentru ei, probabil că nu primeau nimic. N-au cerut ajutorul pentru ei, ci au fost copleșiți cu povara salvării de suflete. Foarte interesant, că în alt paragraf dânsa aici așa, că toți care au fost convertiți cu adevărat și au înțeles crucea, au o pasiune de a salva pe alții. Punct. Propoziția următoare. Cei care nu au iubire pentru cei pierduți, niciodată nu au fost convertiți cu adevărat. Deci, frate și soră, dacă nu te doare în suflet pentru vecin, înseamnă că deși te-ai băgat în apă și ai fost botezat, n-ai fost niciodată convertit și n-ai înțeles niciodată crucea.
Pentru că cei care înțeleg crucea, care înțeleg valoarea care o pune Dumnezeu pe un suflet, până la punctul că Dumnezeu a murit pentru acel suflet, cei care înțeleg crucea iubesc pe aproapele. Și Biblia spune că dacă nu-L iubești pe aproapele, de fapt nu-L iubești pe Dumnezeu. Iubirea lui Dumnezeu nu e în tine, ești un mincinos. Păi iubirea de aproapele, hai că vă mai dau o poveste, așa, n-am făcut progres prea mult și terminăm. Când ne-am mutat din Kentucky în Maryland, ne-am mutat așa mai la țară, că mie îmi place să am grădină. Fraților, îmi place când mă duc în grădină, eu vorbesc cu roșiile, știți? Când mă duc în grădină, acolo se duce tot stresul, mă simt bine. Iubesc grădina. Bine, iubesc pe Dumnezeu mai mult, apoi nevasta, apoi grădina. Ok, gata. Și când ne-am mutat acolo, mi-am făcut grădină. Dar acolo e munte, măi, frate, sunt pe muntele Etna, așa se numește. E munte, nu e munte ca în, aici, așa de înalt. E un deal mai mare, dar în sfârșit e munte. Așa îl numesc ei, munte. Și stâncă. În anumite locuri lui măcar nu e iarbă, stâncă. Și după aceea e iarbă și după aceea iar stâncă, e iarbă. Dar iarba nu e decât atât de groasă și e stâncă. Dacă încerci să bați un par în pământ, nu intră, că dă de piatră. Cum să faci, mă, grădină unde e stâncă? Am încercat eu să sap, să nu nimic. M-am rugat, Doamne, ajută să fac grădină. Nimic. Doamne, ajută-mă să fac grădină, că vreau și eu să am roșii, castraveți, ardei, vinete, cutare. Nimic. Și după aceea aici Iisus i-a bătut înainte și ai predicat ieri la adunare. Ce anume? Cei ucenici nu s-au rugat pentru ei. Păi zic, aia a fost predica, măi, acum lasă-mă în pace. Zice, nu, să nu fii numai ascultător, să fii și împlinitor. Zice, de ce te rogi pentru tine? N-ai spus că trebuie să iubești pe aproapele mai mult decât pe mine? Da, mă, dar grădina n-are legătură. Ba, da, are. Și zic, Doamne, dacă îmi dai grădină, îți promit că nu o folosesc numai pentru mine. Mănânc și eu din grădină, dar îți promit că jumate, 50% din grădină, o folosesc pentru lucrarea misionară. O iau din vecin în vecin, le dau roșii și o carte și o rugăciune. Că vă spun eu, te duci la un vecin cu un pepene frumos, fai de mine, îți promit eu că le ia. Vă garantez eu. Spui, mă, vecin, uite, am avut în grădină, uite, niște cantalupi, așa de frumos și am prea mulți, am vreo 50, vreau să-ți dau și eu un pepene și un cantalup și două roșii. Ce credeți că aici nu? Vai de mine, uite, așa le ia. Și zic, uite, Doamne, dacă Tu binecuvintezi grădina, nu mai mă rog pentru mine, o folosesc să ajung la vecini și cu pretextul ăsta, cum spune Sora White, Christ Method, metoda lui Iisus e singura metodă care merge. Iisus se ducea, mânca împreună cu ei, se împrietenea cu ei și după ce credea niște relații de prietenie și de încredere, după aceea zicea, urmează-mă, mă duc la ei, le dau roșii, după aceea mă rog pentru ei, le dau o carte și apoi se deschide ușa să vorbesc cu ei. O să folosesc grădina să fac lucrare misionară cu vecinii. Că pentru tu iubești vecinii ăștia și tu vrei să fie mântuiți, să nu fie pierduți. Ce spune Soraya? Că vecinii o să zică, băi, tu ai știut ce nu mi-ai spus. Și apoi zice dânsa, sângele lor se va cere din... Gândiți-vă la asta. Câți dintre noi cerem la vecini? În sfârșit. Și mi-am rugat, Doamne, dacă mă ajuți cu grădina. După ce m-am rugat, zic, nu mai cer pentru mine. Dacă mă ajuți, 50% jumate dau la vecini și la săraci și așa mai departe. Și după aceea am plecat să caut pământ, să cumpăr pământ, să pun în grădină că e numai stâncă. Și zic, băi, îmi trebuie cam atâta pământ ca să crească vegetalele. Cel puțin acolo 25-30 cm, dacă nu mai bine. Și mă duc la o seră și zic, cât costă pământul? Avea un pământ nenorocit galben, parcă era argilă. Și zice, 650 un camion. Pă, frate, pe mie îmi trebuie vreo 10-15 camioane. Păi ce fac? Mai bine mă duc și îmi cumpăr roșii de banii aia. 650 un camion și trebuie 10 camioane, 6500. Lasă-mă, nu mai fac grădină. M-am rugat mai departe, am condus la altă seră, 650 un camion, mă duc la altă seră, 600 un camion, mă duc la altă... Doamne, dacă mă ajuți! Și trec pe lângă o fermă de Mennonites. Știți ce sunt aia? Amish, Mennonites, sunt din aia care trăiesc așa, cu căruțe, cu... Nu cred în știință. Ok. Și trec pe lângă ei și văd că avea baloți. Știți cum sunt baloții pe câmp de paie, de fân? Cum sunt la noi căpițele vechi, numai că sunt rotunde, așa frumos, avea baloți. Zic, bă, ăsta e bun de pus în grădină ca să nu crească burienile. Zic, băi, cu cât vinzi un balot? Zice, $3. Băi, du-te. Zic, ai zis 30 sau 3? Zice, 3. Păi, bă, dacă mă duc la magazin, e $50 un balot mare și vreo 10 unul mic. Și tu, din ăștia mari, cu $3? Da. Păi de ce? Păi ce am de anul trecut, de acum 2 ani, de acum 3 ani, atât de mulți că se putrezesc, n-am ce să fac. Și ce? Îți iau $3 numai cât mă costă să, în motorina să-i încarc pe camionul tău. Zic, gata mă, iau și eu 10 baloți. Și pe aceea zic, dai cumva și pământ? Ce nu, n-am pământ, n-am decât compost. Zic, what? Zice, nu, n-am pământ, n-am decât compost. Ce compost? Păi ce am 250 de vaci, le vezi, uite, mănâncă pe acolo câmpul întreg și zice, dorm în barnul ăla mare acolo și acolo pun paie și după aceea în fiecare seară, zice,
când iau paiele cu tot bălegarul, le pun pe muntele alea. Și mi-arată acolo un munte cât două case înalt așa, și ieșea aburdinel cu bălegar proaspăt și zic, pă, ăla e prea proaspăt, nu e bun de pus în grădină. Și zic, pă, l-am pe la vechi de 2-3 ani, gata putrezit așa, pământ negru, sănătos, gras, pufos. Și zic, cu cât îl dai pe ăla? Zice, $10 un camion. Cât? Zice, $10. Păi de ce? Păi ce, dam doi munți, de ce să fac cu el? Numai ca să te încarc, $10. $10! Vreau și eu 10 camioane. Și zic, ok. Mă încarcă, duc acasă, descarc, mă încarcă, duc acasă un F-250, un camion ăla și cu remorca după el. Am descărcat, de fapt, vreo 10, 11, 12 camioane, nu știu cât. Am pus cinder blocks, pietre din alea de beton, așa, nu știu cum se numesc în română, deau două găuri în ele. Am pus împrejurul grădinii și am umplut cu bălegar din ăla decomposed, cum să zic eu. Gata, a făcut compost, am umplut atâta. Și după aceea am plantat roșiile. Păi, frate, dacă vedeți pozele... roșie de 1,5 kg, lobeniță de 1 metru și câțiva centimetri, am poze, ca să nu ziceți că exagerez, cu o țin așa în brațe. Fratele Benone, când a văzut, Benone Vișan, când a venit pe la noi și a văzut, zice, ăștia sunt uriașe ca în Canaan. A făcut poze cu cartofi, așa cartofii. Au crescut fără măsură. Și discutam de rugăciune pentru alții și discutam de durerea, de povara de a ajuta pe alții și de a trăi pentru alții. Mă duc frumos, iau frumos lobenița și mă duc la vecin. Discutam de a iubi, de a iubi pe aproapele ca pe tine însuți și pe Dumnezeu mai mult decât orice. Mă duc la vecin și zic, uite, ne-a rodit grădina mai mult decât putem să mâncăm. Am mâncat, am făcut conserve, am pus la congelator, am dat la vecini, am dat la biserică și tot am prea mult. Nu știu ce să fac, vreau să-ți dau și ție un pepene. Și, oh, mulțumesc vecine, zice, ăsta e mare. Zic, da, și e bun, zici, ca zahărul, pepenele ăsta e nemaipomenit. Îi dau pepene, zic, uite, am și o carte, ia și cartea asta. Păi eu nu prea citesc, mă uit la televizor. Ia mă și citește un capitol, că nu mori. Când da cartea, zic, vreau să mă rog pentru tine. Da, păi zice, uite, soția mea are cancer, gata, hai să ne rugăm. Săracul avea soția vreo 70 ceva de ani, făcuse două operații de cancer și încă nu trecuse. Avea din nou cancer. Și după aceea mă duc la vecinul următor și fraților, numai ce ne mutasem acolo și vorbim de a iubi pe aproapele ca pe tine însuți, că atunci când ești convertit, atunci ai o pasiune, un zel, o iubire de a salva pe ceilalți. Mă duc la vecinul ăsta, niște fermieri cu o barbă așa roșie și lungă, vecinul celălalt, unul care tăia iarba prea la toți și vorbește mult, ăla vorbește mai mult decât mine, mult de tot. Mă duc la următorul, ăsta bătrân cu cancer, cu nevasta, cu cancer, i-a murit, până la urmă i-a murit nevasta, i-a murit și fata, tot de cancer, săracul, și are un copil care e în cărucior. În sfârșit, amărât. Mă duc și la ăla, oameni de treabă. Păi când ajung la vecinii din stânga mea, fai de mine, cei mai răi oameni din lume care i-am văzut de când m-am născut, cred că satana n-are nevoie să-i învețe, că ea poate să-l învețe ei pe satana, adică răi, mă, frate, răi, fără măsură. A început să mă înjure, cuvinte urâte, nu pot să vă spun nici măcar prima literă. Zice, you, puncte, 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 immigrants, we hate you. Și a început să înjure cuvinte extraordinar de murdare, cuvinte urâte. A început să ne înjure. Și eu mă duceam să-i dau, băi, uite, mă, ți-am adus niște roșii. Pleacă de aici, imigranți nenorociți, plec să nu, vă urâm, plecați din țara noastră. Am plecat, m-a luat puțin așa stomacul și zic, Dana, nenorocit, eu mă duc să-i dau lobenițe și el mă înjură. Și Dana zice, băi, pe Iisus nu spune să-ți iubești prietenul. Că ce și păgânii își iubesc prietenii. Iisus să-ți iubești pe cine? Dușmanul. Zic, lasă că-l iubește Dumnezeu. Eu n-am nevoie să-l iubesc. Zice, păi da, da, Dumnezeu iubește și pe ăla. Zice, da, da, e de ajuns, nu mai trebuie să-l iubești eu, lasă-l în pace. Și Dana zice, băi, ar trebui să ieși din lucrare. Păi zice, de ce? Păi ce tu știi să predici, dar zice, tu iubești pe ăla. Și zic, auzi, lasă-mă în pace, dacă vrei, iubește-l tu. Și pe aceea m-am gândit, mai frate, are dreptate. Cum spunem noi că suntem pocăiți când noi nu știm să ne iubim unii pe alții? Cum spunem noi, te duci la biserică, la Sabbath School, la școala de sabat, ești filozof, răspunzi, aha, și după aceea nu știi să te înțelegi cu soția sau să te înțelegi cu vecinul. Cum spunem noi că suntem transformați? Păi fratele meu, de câte ori ieșeam pe dec afară sau în grădină și mă vedea vecinul, începea să mă înjure, dar în jurături urâte. Și așa de mult ne ura că a chemat poliția. Zice, vine poliția și că spune vecinul că nu poate dorme, că câinii tăi latră. Bă, frate, eu am câini, dar câinii mei nu s-au dus la școală când s-a învățat lătratul. Câinii mei n-au habar să latre. Și zic, uite, vino să vezi. Am luat poliția în spatele casei, câinii mei dormeau. Zic, îi vezi? Zic, s-aude lătrat. Da.
Latră câinii mei, nu. Păi vezi, mai? Zic, ăla cu ferma, cu barbă, câinele lui latră, o ia de la 3 dimineața ca un cocoș, hau, 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 latră până noaptea. Zic, câinele ăla latră, nu câinii mei. Bine, a plecat poliția. Ziua următoare vine Humane Society. Cine sunt ăia? Ăia cu abuzul de animale. Și că ne-a sunat vecinul că tu abuzezi câinii. Bă, frate, câinii mei sunt mai răsfățați de copiii, le dau cu tare și le dau cu tare. Ce, hai să-i vedem. Se uită, cică, au cușcă de la Amish, care e izolată, cu căldură, cu apă, cu mâncare. Ce mâncare le dai? Meri. Păi de mine, asta e scumpă. Ce, câinii tăi au o viață bună. A plecat și ăia. Ziua următoare, ăsta tot suna, când poliția, când, în speranța că ne mută. Mă tot înjurau, imigranților, vă urâm, plecați de aici. De câte ori îi vedeam, numai să-i văd și mă lua stomacul, începea să mă doară stomacul. Și zice soția, băi, tu ești de vină. Cum sunt eu, mă, de vină, mai? Păi nu iubești. Lasă-mă că iubesc, mai să mă lase în pace. Zice, bă, tu te-ai rugat pentru ei. Bine, mă rog acum, Doamne, ajută pe nenorociți ăștia să mă lase în pace. Uite, m-am rugat. Zice, mă, nu te rogi așa pentru ei. Zici, Doamne, ia în viața mea și salvează-i pe ei. Eu să mă rog așa pentru ăștia? La care soția spune, tu nu ești creștin până nu ești dispus să mori pentru aproapele tău, cum Iisus a murit pentru el. Iisus spune, voi sunteți ucenicii mei când faceți ce? Ce am făcut eu. Așa spune sora, trebuie să umblăm pe urmele lui. Să fim dispuși să murim și pentru dușmani. M-am gândit eu la asta, m-am dus în grădină și zic, Doamne, eu trebuie să mă pocăiesc, nu vecinul. Ăla nu știe, asta știe, dar eu sunt pastor. Predic Biblia, te rog să mă ierți. Ajută-mă să nu mai urăsc vecinul, că nu numai că el mă urăște pe mine, și eu îl urăsc pe el. Ajută-mă să-l iubesc vecinul și eu nu știu cum să-l iubesc, numai când îl văd și mă ia stomacul. Te rog, ajută-mă. Și apoi am zis cuvintele astea grele. Doamne, sunt dispus să-ți dau viața mea dacă tu poți să salvezi vecinul meu, pentru că Iisus a murit pentru el. Dacă Dumnezeu a murit pentru el, cine sunt eu? Sunt dispus să-mi sacrific viața dacă tu ai putea să salvezi vecinii ăștia, să fie și ei în cer, să nu piară. Fraților, când m-am rugat asta, ce credeți că s-a întâmplat? Nimic. Vecinul nu s-a pocăit. Dar în clipa aia, în momentul ăla, după 2 ani de durere de stomac, numai, i-am spus soției, trebuie să vin în casă să plecăm de aici, că nu-i mai sufăr, nu mai pot să-i văd, nu mai pot să-i aud. În momentul ăla, tot stresul, toată tensiunea s-a dus. În momentul ăla când am zis, Doamne, renunț, sunt dispus să mor pentru ei, în momentul ăla am avut pace. Parcă dintr-o dată nu mai m-a supărat nimeni. N-am mai avut niciun stres, nu mai m-au deranjat, puteau să înjure, parcă intra pe aici și ieșea pe aici. Nu m-a mai afectat. 5 zile mai târziu, aud zgomot afară. Când mă duc afară, câinii vecinului scăpaseră și erau, se jucau câinii mei. Mă duc frumos și mie îmi plac animalele, mă plec jos, îi iau în brațe, îi mângâi, îi scutur, le dau un trit. Știți ce este trit? Când le dai ceva bun. Aveam niște din astea așa care seamănă cu cârnații de vacă, dar nu sunt special pentru câini. Le-am dat niște trituri, vai de mine, mâncau, le plăceau, mă miroseau prin palmă dacă m-am. M-am jucat cu ei. Cine credeți că iese? Vecinul. Se uită după câini, îi vede la mine pe proprietate și face gura ca la dentist. A înghețat. Deci ai că ăștia au oprit timpul. Și eu îl văd și îi fac cu mâna, nu răspunde. Iau câinii, zic, hai papi, hai să mergem, let's go home, let's go home, hai să mergem acasă, hai să mergem acasă. Îi trec peste proprietate, dincolo, niciun gard pe acolo, trec și zic, uite, câinii tăi erau la mine proprietate. Rămâne, nu mișcă. Nici măcar mulțumesc, nimic. Și zic, vină puțin. Se uită la mine, zic, de ce? Zic, vină mă, omule, puțin. În urmă cu 2 ani, soția lui, când ne mutasem noi acolo, am văzut-o că a încercat să-și pune și ea o grădină, n-a crescut nimic, nici măcar o plantă, nimic, totul a murit. Și am văzut treaba asta și noi aveam grădină frumoasă. Zic, vină puțin. Nu. Zic, vină omule, de ce mă chemi? Să-mi arăți ce au făcut câinii mei, ce au distrus, s-au rost ceva pe acolo și vrei să plătesc? Zic, nu mă, omule, n-au făcut nimic. De ce mă chemi? Au făcut, cum se zice, pup, ce treaba mare pe proprietatea ta și vrei să curăți după ei? Zic, vină mă, vrei să chem poliția că câinii mei au trecut la tine? Mă, omule, n-au făcut niciun rău, câinii sunt scumpi, sunt jucăuși. Vină puțin. Nu vin. Vină mă, omule, numai o secundă, numai 2 pași, vină puțin. Se uită la mine, face 2 pași, se uită împrejur, credea că la atac sau ceva. Eu vină încoa. Trecem de casă, trecem dincolo, îl duc la grădină.
Vede grăieci, în viața mea n-am văzut așa ceva. Îi dau un coș din ăsta mare, așa cum e coșul ăla de pus întrebările, puțin mai mare, din nuiele, un coș frumos, zic, ia de aici, ajută-te. Ia două roșii, un castravete și pleacă. Zic, vină înapoi. Se uită la mine, de ce vrei să plătesc? Nu, mai omule, și așa e prea mult, se strică, vină înapoi. I-am pus roșii, i-am pus castraveți, i-am pus un cantalup, i-am dat o lobeniță. Zice, păi nu poți să le car. Zic, stai liniștit că te ajut eu. I-am pus acolo niște ocra, i-am pus niște, nu mai mi-amintesc, i-am umplut coșul, i-am dat cartofi dulci, i-am dat de toate, i-am umplut niște vinete, nu mai putea să le care. Și ce? Stai puțin, pune coșul jos, ce poți să-mi suni nevasta? Păi zic, tu-mi ceri mie voie să suni nevasta ta? Făi ce vrei, nevasta ta. Sună nevasta, zice, honey, come over to the neighbor, vino la vecin. Și aud pe soție, zice, la care vecin? Și el zice, știi tu. N-a zis imigrantul, zice, știi tu. Și a zice, țipă, aud în telefon, imigranți? Zice, la imigranți? Și el zice, aha. Și zice, is it safe? E în siguranță? Ca și cum e în pușcale, aș face ceva. Zice, is it safe? Este în siguranță? Zice, da. Și zice, să le iau pe fiul meu? Fiul său e înalt, așa, și e la Academia Militară. Ce, să le iau pe fiul meu să ne apere? Și zice, nu-i nevoie. Dar ea a venit cu fiul său după ea, numai că n-a venit cu pușca. Și zice, să le iau pe fiul meu? Și zice, nu-i nevoie. Vine și ea și cu fiul său după ea. Și se uită la el, ca și cum l-am omorât, l-am mâncat, i-am făcut ceva. Se uită la el și el era cu coșul, cu vegetale. Și zic și ei, vino aici, vino puțin. Și el zice, du-te, du-te. El era mai încoa, o duc la grădină, când vede grădină, zice, wow, ce ai pus aici de-au crescut așa, că eu am încercat. Îi dau și ei un coș și zice, ia și tu. Păi ce ne ajunge ce a luat el? Zic, ia mai vecină, mă, ia, să dai la familie, să dai la prieteni, să dai la vecini. Ia că este destul, ne-a dat Dumnezeu destul. Era, s-a uitat așa, i-am pus eu un coș, l-am umplut. După ce l-am umplut, zic, Domnul să te binecuvinteze. A pus coșul jos și a început să plângă. Toată răutatea aia s-a topit într-o secundă, plângea așa, că era, cum să zic eu, sobbing, adică cu suspine plângea. Și zice, de ce faceți asta? Că noi vă urâm. Și zice, numai nu ne urâți, doar că nu ne cunoașteți. Așa a fost, aveți niște idei preconcepute, dar nu ne urâți. Și zice, de ce faceți asta? Zice, păi noi suntem vecini, trebuie să ne iubim unii pe alții, trebuie să ne ajutăm unii pe alții, trebuie să ne pese unul. De asta trebuie să faci, datoria noastră. Și zice, sunteți cei mai buni vecini care avem. Înainte zicea, în sfârșit. Și după aceea zice, stai să-ți explic, zice, sunt bolnavă. Și mă duc la doctor în fiecare și au un pumn de pastile ca să dorm și nu pot să dorm. Și zice, noaptea mă chinui de ani de zile, nu pot să dorm, la cel mai mic zgomot. Și zice, sunt nervoasă și zice, am boala asta și am boala asta și am vai de lume câte mi-a spus, nu am ținut minte tot. Și au un pumn de pastile în fiecare zi. Și după aceea zice, ce noi v-am tratat așa urât și voi ne tratați așa de frumos. Ce ne răspundeți cu iubire. În mintea mea, vorbește cu nevasta dacă vrei să știi adevărul. Și după aceea, punctul cel mai tare. I-am spus, uite, vreau să mă rog pentru voi. Ce sunt bolnavă, roagă-te pentru mine, pentru boala asta și asta. Roagă-te pentru copii. Zic, dacă vreți, veniți pe la noi, mâncăm împreună, mai mă rog pentru voi. Veniți și săptămâna viitoare, mai luați din grădină, mai mă rog pentru voi. Și zice, ce Dumnezeu v-a pus aici. Ce Dumnezeu v-a pus aici pentru noi. Căci eu niciodată n-am vorbit cu nimeni. Sunteți primii care ajungeți la inima noastră. Ce-ar fi fost dacă, așa cum i-a spus nevastei, noi sufăr, hai să ne mutăm, dacă ne mutăm. Ce-ar fi fost dacă le spuneam la fel sau ignoram cu totul? Dacă vrei să fii creștin, măi frate, ucenicii au avut toate împreună, dacă vrei să fii creștin, trebuie să-L iubești pe Dumnezeu mai mult decât orice. Și pe aproapele tău ca pe tine în sus. Și pe dușmanul tău să fii gata să-ți dai viața pentru el. Pentru că numai când iubirea lui Dumnezeu trăiește în tine, numai atunci ajungi la inima omului, te duci la ei cu teoria, cu sabatul, cu starea omului în moarte, cu niște... Ei sunt adevăruri, dar nu ajung la nimeni. Până nu le arăți, spune sora White, am citat dimineață în devoțional, până nu văd iubirea lui Hristos în tine, o iubire sinceră, până nu văd umilință, până nu văd... Caracterul lui Hristos trebuie să fie reprodus, cum spune? Când caracterul lui Hristos va fi reprodus în... Cine își amintește paragraful? În copilul lui, atunci va veni Domnul. Până nu vede caracterul lui Hristos în tine, n-ai nicio putere asupra lor, n-ai nici o influență asupra lor. Numai în momentul în care eu m-am pocăit și le-am arătat iubire nemeritată, numai atunci oamenii ăia m-au ascultat. Ucenicii au înțeles treaba asta. Timpul meu s-a încheiat. Am trecut cu puțin peste. Vom continua mai târziu. Încă o dată,
Vreau să vă spun, schimbarea nu se petrece, schimbarea nu are loc până nu înțelegem crucea. Închei cu paragraful ăsta. Spune în Hristos al Lumii, la piciorul crucii, când ne fixăm ochii pe crucea lui Hristos și înțelegem ce a făcut Dumnezeu pentru noi, fără niciun fel de efort uman, suntem schimbați în imaginea lui Dumnezeu. Iar Pavel spune că privim ca într-o oglindă și când punem ochii pe el, suntem schimbați din slavă în slavă. Frații mei, ucenicii au înțeles crucea și atunci au dispărut problemele dintre ei și atunci l-au iubit pe Dumnezeu mai mult decât pe viața lor și atunci au avut putere și au întors lumea cu sus în jos. Dacă vreți să experimentați o schimbare adevărată, trebuie să vă puneți ochii, să înțelegeți iubirea lui Dumnezeu. Că numai iubirea lui Dumnezeu vă schimbă și numai iubirea lui Dumnezeu în noastră îi schimbă pe alții. Domnul să ne ajute la asta. Haideți să ne rugăm. Tată din cer, de multe ori știm teoria, dar practic n-am fost transformați. Pentru că ființa umană este denaturată. Iar noi nu putem să schimbăm inima noastră. Ajută-ne să ne punem ochii pe Hristos, să ne punem ochii pe crucea Lui, să înțelegem ce ai făcut Tu pentru noi și pe măsură ce înțelegem să fim copleșiți și să fim transformați și să devenim ca Tine. Doamne, știm că în veșnicie nu o să înțelegem niciodată pe deplin iubirea Ta. E știința veacurilor. Îngerii nu înțeleg. Cum am putea noi? Pavel spune că iubirea lui Dumnezeu care este peste înțelegere. Cum am putea noi să înțelegem iubirea Ta? Dar, Doamne, ajută-ne să ne punem ochii zilnic pe Tine și pe măsură ce înțelegem tot mai mult iubirea Ta, să fim umpluți și să devenim iubire, să reflectăm caracterul lui Hristos, să fim umpluți de prezența Ta, umpluți de Duhul Tău și în felul ăsta să arătăm caracterul Tău prin viața noastră, nu numai prin vorbe, altora și Tu să poți lucra prin noi. În numele lui Iisus te-am rugat. Amin.